Al 11-lea CD, Lumina. Smulgerea copacului cunoașterii binelui și răului. Urmând cursul arhetibal al darului al 11-lea, viața ți urmează un curs unic al dobândirii puterii interioare, care întâlnește în cale multe cotituri, meandre, furtuni, devieri și provocări de confruntat și până la urmă de acceptat. Vine o vreme totuși când arhetipurile pe care le întâlnești încep să fuzioneze în tot mai puține imagini, până când ajung combinate într-un singur arhetip primar. Această imagine sau ființă este semnul propriului tău rival. Arhetipul primar reprezintă distilarea tuturor aspectelor naturii tale, iar apariția sa este atât de puternică încât stopează literalmente evoluția și creșterea. Pentru o vreme trebuie să stai față în față cu acest demon interior, simțind sentimentele pe care le naște, venerație, teroare, haos și iubire. Orice formă pe care mintea încearcă să-i odea acestei creaturi este devorată de însăși frecvența extrem de înaltă a acestui arhetip. Arhetipul primar a fost denumit în multe feluri de diferite culturi și credințe. El este gengerul psihologiei freudiene gardianul gnostic al pragului sau diavolul creștin din pustietate. El este o însumare a proiecțiilor mitice colective cu privire la bine și la rău. Confruntat cu acest mare demon interior, eul separat începe să se dizolve în arhetipul însuși. Oricare proiecție sau nevoie de a se identifica cu orice este treptat curățată din psihicul său. Odată ce procesul s-a încheiat, realitatea adevărată se manifestă înăuntrul acelei ființe umane pentru prima dată. E ca și cum întreaga lume s-ar fi purificat. În spatele tuturor formelor și prin ele strălucește o lumină, o lumină clară și pură, nu una fizică, ci o inteligență dincolo de identificare. Intri în mintea și trupul divinității. Această rară apariție este expresia celui de-al 11-lea sidi și este semnul distinctiv al unicei stări sidice. În termeni lineari, al 11-lea sidi reprezintă rezultatul a ceea ce se întâmplă atunci când întreaga memorie arhetipală stocată în inconștientul colectiv a fost filtrată și exprimată prin viața unui individ. E ca și cum ar fi străpuns vălul cel separă pe om de momentul căderii sale mitice. Percepi din nou lumea prin ochii unui copil, ca și cum ea ar fi mitica grădină a Edenului. Prin al 11-lea CD vei vedea adevărata natura minții ca goliciune sau spațiozitate și faptul că mintea sau absența ei sunt trăite prin creier sub formă de lumină pură. Lumina însă și este văzută ca o metaforă a radianței prezenței divine în lumea formelor. Lumina celui de al 11-lea CD nu se compară cu lumina percepută de ochiul nostru. Deși acesta este cel mai apropiat mod în care aceasta poate fi descrisă în cuvinte celor din afara stării sidice. Odată cu lumina vine și un suflu inefabil de pace care se desprinde perpetu, precum un val din fiecare formă percepută. Ceea ce era considerat magic la nivelul darului este acum văzut ca natura realității. Faptul că lumina se poate găsi numai înăuntrul întunericului este cel mai mare dintre mistere. Pentru ființa dinăuntrul acestui SIDI, nimic nu este întunecat și nimeni nu se poate ascunde. Totul se măsoară acum în termeni de lumină și frecvență, fiind foarte clar cine este autentic și cine doar se preface. Pentru ființele care ating al 11-lea CD, lumina este totul. Ei par învăluiți în lumină deoarece acesta este singurul lucru pe care îl pot vedea, dacă devin învățător, ceea ce este foarte probabil, având în vedere modul cum înțeleg mintea, ei reflectă continuu propria lumină, dar în același timp îi ghidează pe ceilalți prin întunericul propriu. O mare ironie a celor care înțeleg lumina pură a celui de-al 11-lea SID este că ei par a conduce oamenii în sensul opus luminii pentru a-i atrage mai aproape de acea lumină. Cel care aduce acest SID în lume aduce de fapt o viziune a adevărului viitor al întregii omeniri. Călătorind înapoi la începuturile timpului în conștiința lor, astfel de oameni văd împlinirea evoluției peste tot în jurul lor. Deși timpul nu lasă mărturii ale acestei stări de Eden, astfel de oameni trăiesc în ea tot timpul, lucru care reprezintă marele lor paradox. De-a lungul istoriei omenirii, anumite generații apar în lume purtând cu ele cheia unor salturi evoluționare specifice în conștiința planetară prin intermediul anumitor aliniamente astrologice ciclice, aceste generații au o mare incidență a activării darului al 11-lea. Ei sunt idealiștii, iar când vin pe lume, schimbă lumea. Ultima dată când acest lucru s-a petrecut a fost în timpul Revoluției Industriale din Marea Britanie, care a pus bazele lumii moderne pe care o vedem astăzi. Totuși, în astfel de vremuri, există întotdeauna unul sau doi indivizi care vin pe lume și să trezesc prin al 11-lea SIDI, aducând cu ei o nouă viziune spirituală a viitorului nostru. Astăzi, coincident cu scrierea acestei cărți, o altă astfel de generație se naște pe lume. Însă este o generație cu o altă ordine de zi. Viitorii idealiști vor aduce și mai mult din frecvența SIDICĂ pe lume, pregătind terenul pentru o altă mare revoluție, dar nu una de natură tehnologică. Victoarea revoluție va fi o transformare a însuși spiritului uman. Al 11-lea SIDI a derutat pe mulți oameni de-a lungul anilor. În epoca modernă se observă o creștere imensă a numărului de oameni care caută activ lumina pe care acest SIDI o promite. Totuși, nimeni nu atinge acest SIDI decât călătorind prin cele mai întunecate aspecte ale psihicului propriu. Mișcarea de a îmbrățișa lumina interioară este pavată cu intenții bune, însă o mare parte din ea provine din întunecarea umbrei a 11-a, care vrea lumina fără să trebuiască să îmbrățișeze întunericul. În consecință, în lume se propagă o mare dinamică a umbrei. Acest lucru este cu atât mai adevărat în cazul marilor religii care caută lumina acolo, sus. Lumina nu a fost niciodată în afara noastră, ci locuiește adânc în inima materiei însăși. Este o lege paradoxală și puțin cunoscută, aceea că cele mai dense regiuni ascund cea mai înaltă vibrație și că adevărata ascensiune are loc în jos și înspre interior. Marea provocare în lumea zilelor noastre este clarificarea problemei cosmice a binelui și răului. Conștiința de masă, lucrând din emisfera stângă a creierului, susține lumina mai presus de orice. Principiul feminin al întunericului venind din emisfera dreaptă a fost asmuțit împotriva luminii. De aceea, o creștere a întunericului precede întotdeauna apariția luminii adevărate spre deosebire de imaginea proiectată a luminii pe care o avem. Lumina pură a celui de-al 11-lea Sidi nu are nimic de a face cu binele și răul. Ea reprezintă transcendența dualității. Poți observa cât de strâns legată este cheia 11-a de noțiunile de spiritualitate și religie. Poți de asemenea vedea cât de profund este mitul creștin al Edenului cu al său copac al cunoașterii binelui și răului. Atâta vreme cât vedem lucrurile prin prisma dihotomiei bine-rău, am acceptat căderea. În viitor, pe măsură ce marea mutație declanșată de a 55-a cheie începe în omenire, al 11-lea Sidi ne va sparge percepția lumii, smulgând simbolic din rădăcini copacul cunoașterii binelui și răului. În acel moment ne vom hrăni direct din pomul vieții, care izvorăște lumină. Această lumină ne va deveni mâncare, hrănindu-ne trupul subtil și topindu-ne încet în însăși inima creației. O ultimă mare revelație oferită de cheia 11 -a și sidiul său are în vedere mutarea în conștiință legată de anul 2012. Citind a 55-a cheie, Vei ajunge să înțelegi cum această dată se leagă de marea schimbare prin care trece în prezent specia noastră. Cunoscut sub numele de vremea rezonanței melodice, anul 2012 aliniază Pământul cu centrul galaxiei noastre. Acest eveniment a fost prezis și discutat de multe culturi indigene timp de multe mii de ani. În Marele Arc Rotitor al celor 64 de chei ale genelor, fiecare cheie are o poziție exactă în relație cu cosmosul, și astfel filtrează curentul cosmic de la intrarea sa în sistemul nostru planetar. A 11-a cheie a genelor este cea care raportează geometric la miezul galactic însuși. De aceea, din acest miez, prin al 11-lea CD, emană lumina esențială. Pe măsură ce ne deplasăm spre și dincolo de 2012, lumina pură din acest miez galactic va ajunge geometric pe planeta noastră și va începe să ne transforme, rapid, în întregul ecosistem. Acest lucru ne va face ADN-ul să-și libereze și el lumina lăuntrică și să catalizeze starea sidică în mulți oameni. Acest fenomen, la rândul său, va crește exponențial câmpul de frecvențe al întregii omeniri și al gaiei însăși.